Fabule, nivelul 0. Iepurele și broasca țestoasă. Trăiau odată, într-o pădure, un iepure și o broască țestoasă. Într-o zi, iepurele i-a spus mândru țestoasei: "Eu sunt cel mai rapid animal din pădure. Tu ești cel mai lent animal din pădure. Uite-te la tine," a râs iepurele. Iepurele a necăjit-o mult timp pe țestoasă, însă țestoasa nu spunea nimic. Până într-o zi, când broasca țestoasă i-a spus iepurelui: "Poate că ești tu iute ca vântul, dar dacă ne întrecem, eu voi câștiga." Iepurele a râs și mai tare. "Chiar crezi că poți să mă învingi? Atunci hai să ne întrecem," a spus iepurele. "Accept provocarea," a răspuns țestoasa. Iepurele a chemat toate animalele pădurii. Împreună au stabilit un traseu pentru cursă. "Ne vom întrece mâine," a promis iepurele. Apoi animalele au plecat acasă. A doua zi, toată lumea a venit să privească cursa. Broasca țestoasă și iepurele s-au așezat la start. Celelalte animale îi încurajau. Iepurele a pornit repede și a lăsat totul în urmă. Broasca țestoasă mergea încet, dar viteza sa era neschimbată. Iepurele ajunsese deja foarte aproape de linia de sosire. "Ha, ha, ha, țestoasa a rămas în urmă," s-a bucurat el. "Am timp să mă odihnesc puțin." Așa că s-a întins sub un copac și a adormit. După puțin timp, țestoasa a trecut pe lângă iepure, care dormea liniștit. Când s-a trezit iepurele, era deja seară. "Vai, am întârziat," a strigat iepurele, alergând spre linia de sosire. Însă, când a ajuns acolo, a văzut că țestoasa cea lentă câștigase cursa. Tăietorul de lemne cinstit. Într-o zi, un pădurar tăia cu grijă un copac la marginea unui râu. Obosit, a scăpat din mână securea, iar aceasta a căzut în apă. "Ce mă fac?" s-a văitat pădurarul. Dintr-o dată, din apă a apărut zeul Hermes, care l-a întrebat: "Ce s-a întâmplat?" "Securea mea a căzut în apă," a răspuns pădurarul. "Nu știu să not, că aș lua-o singur." "Nu-ți face griji, ți-o aduc eu." Zeul Hermes a sărit în râu, iar după câteva minute s-a întors cu o secură de aur. "Aceasta e securea ta?" a întrebat zeul. "Nu, nu este securea mea," a răspuns pădurarul. Zeul a zâmbit și s-a întors cu o secură de argint. Pădurarul a spus că nici aceasta nu e securea lui. Zeul a dispărut iarăși în râu, iar acum s-a întors cu securea pădurarului. "Aceasta e securea mea!" a strigat fericit pădurarul. Zeul Hermes a fost foarte încântat de cinstea pădurarului, că a spus adevărul. "Aș vrea să te răsplătesc," a spus el. "Îți dăruiesc și aceste securi." Pădurarului nu îi venea să creadă ce îi se întâmplă. Vestea s-a răspândit repede în sat, iar un vecin invidios a hotărât să își încerce și el norocul. Așa că s-a dus la marginea râului să taie copaci, apoi și-a aruncat securea în apă în adins. Și de această dată zeul Hermes a apărut și s-a oferit să-i aducă securea. Zeul a adus mai întâi securea de aur. "Securea mea!" s-a bucurat vecinul. "Mincinosule!" a strigat zeul Hermes, apoi a dispărut, iar pădurarul necinstit s-a întors acasă cu mâna goală. Leul și șoaricele. Într-o zi, un leu mare și fioros dormea liniștit, când un șoarice a intrat în bârlogul lui. Văzând că leul doarme adânc, a început să mișune în sus și în jos pe coama bogată a acestuia.
Leul s-a trezit furios și a scos un răget puternic. Înspăimântat, șoarecele a rămas nemișcat. Ce mă fac acum? A țâit el. Cât ai clipi, leul l-a lovit pe șoarece cu gheara. Șoarecele a început să plângă. Iartă-mă, n-am vrut să te rănesc, nu voiam să te deranjez, te rog, nu mă mânca. Ai îndrăznit să mă trezești, a răcnit leul. Meriți să fii pedepsit. Ar fi o mare rușine ca o fiară atât de maiestoasă să se răzbune pe un animăluț atât de mic. Cruță-mi viața și poate într-o zi te voi ajuta și eu, l-a implorat șoricelul. Când a auzit, leul a izbucnit în râs. Apoi i-a dat drumul șoricelului spunându-i: poți să pleci, dar să nu mai faci niciodată o asemenea greșeală. Răsuflând ușurat, șoarecele a zbugit-o din brlogul leului. Au trecut câțiva ani și, într-o zi, leul, când a ieșit după pradă, un vânător l-a prins în capcană. L-a legat strâns cu o frânghie și a plecat să aducă ajutoare. Furios, dar și înspăimântat, leul a scos un răget. Șoarecele, care era în apropiere, l-a auzit. Leul e în pericol, trebuie să-l ajut, s-a gândit șoricelul, în timp ce alerga spre leu cât de repede putea. Când a ajuns, a zărit frânghia cu care era legat și, puțin câte puțin, a ros-o cu dințișorii lui ascuțiți și l-a eliberat pe leu. Mulțumesc, a spus leul. Îmi pare rău că am râs de tine în ziua aceea. Astăzi mi-ai salvat viața. Furnica și porumbița. Într-o zi călduroasă de vară, o furnică însetată căuta apă să bea. Tot mergând, a ajuns la un râu. Ce plăcut e să bei apă rece, s-a gândit furnica. Cum stătea aplecată, a alunecat și a căzut în râu. Vă rog, ajutați-mă să mă ajute cineva! Furnica era foarte speriată. Lângă râu, pe creanga unui copac, era o porumbiță care se odihnea. Când a auzit furnica, porumbița a rupt o frunză mare și a zburat spre ea. I-a așezat frunza lângă. Urcă-te pe frunză, i-a spus ea. Furnica s-a urcat. Îți mulțumesc, porumbițo, a răspuns furnica. Peste câteva zile, un vânător a venit în pădure. El a văzut porumbița dormind și s-a gândit că aceasta îi va aduce mulți bani. El a pus o capcană sub copac ca să o prindă. Dar furnica care trecea pe acolo l-a văzut. Trebuie să-i dau de știre porumbiței, s-a gândit ea. A început să se urce pe piciorul vânătorului și când a ajuns mai sus, l-a mușcat de picior, iar el a țipat. Au! Auzind strigătul vânătorului, porumbița s-a trezit și a zburat repede de acolo. A zburat către un loc sigur, iar furnica a fugit de pe piciorul vânătorului. Vânătorul a rămas singur, bombănind că a pierdut prada. Sfârșit!